Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru duminică 21 martie. Și acum hai să vedem ce energie o să iasă pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Foarte interesant. În primul rând, pe partea de dragoste, avem aici Roata Norocului, cartea care în tarot reprezintă planeta Jupiter, o arcană majoră foarte importantă, foarte frumoasă și foarte benefică. Aici se învârte roata și vi se schimbă norocul. Iese soarele și pe strada voastră și soarta, universul, este de partea voastră. Vă ajută să atrageți în viața voastră partenerul ideal, relația ideală, orice vă doriți să obțineți aici pe partea aceasta de relații interumane. Dar mare atenție, doar pentru că acum sunteți pe culmile fericirii, nu înseamnă că lucrurile o să rămână mereu așa, pentru că singurul lucru constant, garantat în viață, este schimbarea. Și această carte vă aduce aminte că toată viața noastră este una ciclică, în care anumite tipare se tot repetă, și nu avem cum să oprim acest lucru, nu avem cum să oprim schimbarea, evoluția. Prin urmare, pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată și vă îngrijorați de faptul că partenerul sau partenera voastră s-a schimbat, are alte priorități, alte gânduri, alte gusturi, mesajul acestei cărți este să nu vă luptați cu inevitabilul. N-aveți cum să mai aduceți relația voastră la situația la care era cu ani în urmă, pentru că e imposibil. Atât voi, cât și partenerul sau partenera voastră ați crescut, ați evoluat, ați trecut prin atâtea experiențe de viață, nu mai aveți cum să fiți persoana care erați în urmă cu ceva timp. Mesajul acestei cărți este acela că ar trebui să creșteți împreună, să luați exemplul partenerului sau partenerei voastre de viață și să vă recalibrați și voi prioritățile, gândurile, gusturile, să vă adaptați cu timpul, cu moda, cu tendințele, cum ar veni. Ideea de bază este să nu vă îngrijorați doar pentru că relația voastră s-a schimbat, partenerul vostru s-a schimbat. Asta nu înseamnă că relația voastră trebuie să se finalizeze. E normal ca lucrurile, relațiile, oamenii să se schimbe, să evolueze. Și dacă vă uitați atent la voi înșivă, o să vă dați seama că și voi v-ați schimbat. Pentru cei care sunteți singuri, aici cu roata norocului s-ar putea să dea norocul peste voi și să vă întâlniți sufletul pereche, persoana cu care sunteți meniți să împărțiți această viață, acest drum. Iar pentru cei care o să începeți o relație în această zi, cu energia aceasta de roata norocului, cu energia planetei Jupiter, lucrurile par să fie foarte, foarte frumoase, foarte benefice pentru voi. Pe partea de sănătate avem aici asul de monede, cel mai stabil și mai echilibrat as din toată suita de tarot. Această carte ne arată că aici pe partea de sănătate aveți foarte multe oportunități în față și astăzi ar trebui să vă întrebați și să vă răspundeți foarte onest la întrebarea ce îmi doresc eu pentru sănătatea mea și ce sunt dispusă să fac pentru a obține starea de sănătate pe care mi-o doresc. Și ca să găsiți aceste lucruri pe care sufletul vostru într-adevăr și le dorește pentru voi, un exercițiu pe care puteți să-l faceți este să scrieți o listă. O listă cu lucrurile pe care le doriți pentru corpul vostru, pentru organismul vostru. Și pe urmă detaliați aceste lucruri, de ce vi le doriți. Și mergeți tot așa nivel cu nivel, pas cu pas, până când ajungeți la sursa adevărului, la ceea ce vă doriți de fapt cu adevărat, la care este nevoia sufletului vostru pentru această încarnare. Și pe urmă, tot ce trebuie să faceți este să vă canalizați toată energia pentru a vă atinge aceste scopuri, aceste țeluri foarte clar și bine definite. Aici cu asul de monede, mesajul este clar, o să aveți forța necesară, o să aveți disciplina necesară ca să puneți aceste lucruri în aplicare, ca să manifestați în viața voastră orice vă doriți voi pe partea de sănătate. Asul de monede fiind unul din suita de pământ a tarotului, de asemenea ne arată că poate ar fi o idee bună să vă regândiți dieta, să vă îndreptați către o dietă mai naturistă, mai vegană sau vegetariană,
poate nu 100% vegan sau vegetarian, dar măcar 3-4 zile pe săptămână să încercați să eliminați carnea din dieta voastră. Și de asemenea, pentru toate alimentele pe care le ingerați, asigurați-vă că sunt proaspete, că sunt de bună calitate, că vă aduc într-adevăr un aport de energie și de sănătate în organismul vostru. Și uitați-vă aici la acest as de monedă. Această monedă pare ca un soare care radiază lumină și sănătate. S-ar putea să fie o idee bună de asemenea în această primăvară, nu doar astăzi, ci și în zilele următoare, să încercați să petreceți mai mult timp în aer liber, la soare, să vă încărcați cu vitamina D, să vă încărcați cu lumina vindecătoare a soarelui. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem 4 de monede. Un blocaj energetic aici pe partea aceasta financiară și e un blocaj autoimpus pe care voi vi l-ați creat singuri, dar nici măcar nu vă dați seama de acest lucru. Aici văd pentru o parte dintre voi că sunteți prea zgârciți, sunteți speriați, vă e frică și nu vreți să vă asumați niciun fel de risc. Și aici o să vă aduc aminte de o zicală: cine nu riscă, nu câștigă. Dacă toată lumea s-ar opri din cheltuit și toată lumea și-ar pune toți banii deoparte, ce s-ar întâmpla cu economia mondială? Păi totul ar cădea în hap. Aici, dacă vă doriți mai multă abundență, mai mulți bani, o mai mare stabilitate financiară, trebuie să învățați să nu mai țineți cu dinții de aceste resurse materiale pe care le aveți la dispoziția voastră și să gândiți mai larg, mai în perspectivă. Să vedeți ce puteți face ca aceste 4 monede pe care le aveți acum aici, de care țineți atât de strâns cu dinții, ce puteți face ca să puneți aceste 4 monede în slujba voastră. Pentru că aici această persoană este atât de canalizată pe a ține aceste 4 monede aproape de sine, pe a nu le pierde din ochi în nicio clipă, încât este sclavul acestor monede. Când, de fapt, în realitate ar trebui să fie exact invers. Aceste monede ar trebui să lucreze pentru om, nu omul pentru monede. Și aici, pentru o parte dintre voi, lecția este că banii n-ar trebui să-i țineți la saltea, ci ar trebui să-i investiți. Și nu contează că aveți puși deoparte 100 de euro sau 10.000 de euro. Indiferent de câți bani aveți puși deoparte, puteți oricând să începeți un fond de investiții. Indiferent de câți bani aveți puși deoparte, puteți să începeți să îi investiți. Pentru cei care ați devenit foarte zgârciți, nu vreți să cheltuiți niciun bănuț din cât aveți puși deoparte, uitați-vă foarte atent, pentru că s-ar putea ca acest lucru să vă facă rău, să vă dăuneze pe termen lung. Pentru că dacă vreți să fiți luați în serios, la job, în afaceri, trebuie să și afișați o anumită imagine publică. Și dacă nu sunteți dispuși să faceți investițiile necesare în această imagine publică, că e vorba de felul în care vă îmbrăcați, de niște studii, niște cursuri pe care ați putea să le faceți ca să vă îmbunătățiți skillurile, de un upgrade de software sau de laptop ca să puteți să munciți mai repede, mai eficient, orice cheltuială care ar putea să vă îmbunătățească, să vă eficientizeze munca și pe care voi refuzați să o faceți din zgârcenie, dacă stați și să analizați lucrurile la rece și calculați până la ultimul cent, o să vă dați seama că pierdeți mai mult refuzând să faceți acest upgrade decât dacă ați cheltui banii aceia acum pe care puteți să-i recuperați în timp. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot și un card de înțelepciune, un mesaj frumos pentru această zi. Sper că v-a plăcut etalarea pentru această primăvară, etalarea interactivă, în care scot predicții pentru primăvara anului 2021. Dacă n-ați văzut încă acest video, vi las aici la colțul din dreapta sus, la acest link, găsiți etalarea interactivă pentru echinocțul de primăvară, pentru perioada cuprinsă între 20 martie și 21 iunie. Și acum să vedem mesajul de la cărțile de oracol pentru toată lumea. Mă eliberez de toate nedreptățile vechi și îi iert pe toți, inclusiv pe mine. Nu pot regla niciodată conturile. Răzbunarea nu dă rezultate, întrucât ceea ce dau, aceea primesc înapoi. Trebuie să se oprească undeva asta. Un mesaj foarte frumos pentru această zi, un mesaj de pace,
de echilibru, care vă îndeamnă să gândiți pozitiv, să vă eliberați de ranchiună, de ură, de resentimente, pentru că acestea sunt niște bagaje karmice pe care le cărați după voi și doar vouă vă fac rău. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!